Dezvăluiri incendiare la nici 24 de ore de la înmormântarea faraonică a interlopului Emi Pian. Fratele și fiul acestuia au povestit în exclusivitate la Antena 3 cum clanul rival plănuia atacul asupra lui Pian de mai mult timp. Chiar fratele liderului ucis spune că a fost atacat de unul dintre membrii clanului Rinu în urmă cu 3 ani. Familia Duduianu jură că nu vrea răzbunare, însă cere autorităților să facă dreptate. Oamenii ăștia s-au ținut de noi de o vreme încoace. Poliția română să-l pedepsească pe omul ăsta. Fratele lui Emi Pian a povestit cum a fost la un pas de moarte acum 3 ani după ce o rudă a lui Ciprian Napi, cel care l-ar fi ucis pe liderul clanului Duduianu, l-a atacat pe stradă. De asta au vrut să facă ei, de asta aveau pregătiți. Păi tu vii la barbut să te joci barbut, să faci bani sau vii să te tai să omori lumea? Asta nu înțeleg. Cum vii cu bricea? Că eu n-am purtat nicio unghieră de când sunt pe pământul ăsta. Nici tatăl. Și nici tatăl meu n-a purtat absolut nimic. Noi nu avem treaba cu așa ceva. Tata, viața lui n-a dat o palmă la nimeni. Oamenii ăștia s-au ținut de noi de o vreme încoace. Și au reușit acum cu Emi. Noi vrem atât să scoatem adevărul la iveală și să ne lasem în pace. Familia interlopului ucis susține că atacul a fost plănuit de clanul Rinu. S-a certat cu frasul cu Marius să se bată, care să-și ia fapta. Ei au fost de acord toți și au vorbit și Vifor și toți care au fost și Alin, care are 40 ceva de ani și fratele Napi, a zis, băi, tu trebuie să-l atâți pe Emi, să te iei de Emi, tu trebuie să-l tai și în caz de ceva tu l-ai tăiat. Dar ei au fost de acolo, de ce au arestat doar o persoană? Familia Duduianu nu vrea răzbunare și cere autorităților române să facă dreptate. Poliția română să-l pedepsească pe omul ăsta și pe familia asta, pe oamenii ăștia care au vrut să-l omoare pe tata de foarte mult timp. Noi nu vrem să ne răzbunăm pe nimeni, pentru noi nu mai are valoare să omorâm pe cineva. Absolut nimeni. Poate să... N-avem, pentru noi n-are nicio valoare, absolut nimic. Nimic. Poate să moară oricine, n-are nicio valoare pentru noi. Vreau să fie pedepsit de Dumnezeu și de poliția asta română. Richard Emanuel Gheorghezis Ciprian Napi din clanul Rinu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru uciderea interlopului Emi Pian.